Vine iarna și încălzirea caselor este prioritară pentru mehedințeni. În acest context, Direcția Silvică scoate lemn de foc la vânzare. Direcția Silvică, prin cele 9 coale pe care le avem în subordine, valorifică lemn pentru încălzirea locuinței la populație, atât din județul nostru, cât și la județele vecine. Orice cetățean care dorește să-și ia lemn de foc se poate adresa la cele 9 sedii de ocoale pentru lemnul de foc. Lemnul de foc variază ca și preț, ceva de la 180 de lei fără TVA, până în funcție de specie și dimensiune, și sunt și ceva mai scumpe, în jur de 300 de lei. Lemnul rămâne varianta cea mai la îndemână și pentru mulți dintre severineni, astfel că pentru aceștia sunt pregătiți paleți care le pot fi aduși acasă. Direcția Silvică s-a gândit și la cetățenii din localitatea din Drobeta, Turnul Severin, unde știm că este foarte greu să aduci lemn de foc pe străzile care sunt noi asfaltate, și am luat o instalație de despicat și de tăiat lemnul la dimensiuni mici și facem paleți pe care îi putem aduce la domiciliu. Varianta cu materialul lemnos pentru încălzirea pe perioada anotimpului rece este folosită de foarte mulți dintre mehedințeni, chiar și de către severineni, în ciuda faptului că Drobeta, Turnul Severin beneficiază de sistem de încălzire centralizat. Severinenii care preferă încălzirea cu material lemnos locuiesc cu precădere la case.